Un al doilea caz de deces după vaccinare este vorba despre un bărbat de 47 de ani din Târgu Jiu. Specialiștii Comitetului de Coordonare a Vaccinării spun că bărbatul a suferit un stop cardiorespirator a doua zi după imunizare pe când se afla la serviciu. Bărbatul de 47 de ani a mers duminică 28 februarie la un centru de vaccinare din Bumbești, Jiu. Acolo i s-a administrat prima doză de ser produs de compania Oxford-AstraZeneca. A doua zi, pe 1 martie, în jurul orei 8, în timp ce se afla la serviciu, a suferit un stop cardiorespirator. Imediat a fost chemat un echipaj de prim ajutor de la ambulanță. I s-au aplicat manevrele de resuscitare și în salvare și în unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Bărbatul a murit seara în jurul orei 21. După administrarea dozei de vaccin conform procedurii, bărbatul a rămas în spațiul de supraveghere post-vaccinală timp de 15 minute, fără a prezenta modificări ale stării de sănătate, ulterior părăsind centrul de vaccinare. A doua zi, pe 1 martie, în jurul orei 8, în timp ce se afla la serviciu, persoana a suferit un stop cardiorespirator. Investigațiile medicale efectuate în cadrul secției Anestezie Terapie Intensivă au evidențiat modificări caracteristice unui infarct miocardic acut întins potrivit oficialilor Comitetului Național de Coordonare a Vaccinării. Inspecția de Sănătate Publică Gorșa a autosesizat și a început ancheta în cazul bărbatului din Târgu Jiu. Este al doilea caz de acest fel. În prima situație a fost vorba despre un bărbat de 45 de ani din județul Argeș. Acesta a murit tot la o zi după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19. Conform Comitetului de Coordonare a Vaccinării, la patru ore de la administrarea vaccinului, el a fost dus cu ambulanța la spitalul din Mioveni, după ce și-a pierdut cunoștința. Seara a fost externat pe proprie răspundere. A doua zi, familia acestuia a solicitat ambulanța, însă echipajul medical sosit a constatat decesul bărbatului din Argeș.